Și astea cu astea de blat sunt sătul. Dacă ajungeai să faci 30 de ani pe vremea aceea, da. Dacă făceai 30 de ani, toată lumea zicea, gata, asta e blat, trebuie să-l curățăm. E blatist. Da, pentru că să vă dau un exemplu concret. Așa. Am promovat cu farul la Bacău, da. Contra tuturor. Știți meciul? Nu. A fost meci în dublă manșă. La Constanța am câștigat cu 2-1. Nu cumva barajul? Barajul. Așa. Meci de baraj. Lupescu mai... antrenor la Bacău. Nu. Era Poenaru la Bacău. Poenaru. A, așa. Am jucat tur-retur. Aoleu, e meciul care nu s-a transmis? Da, care i-au transmis după bloc. Au filmat, n-a lăsat TVR-ul să-l transmit. Așa, povestiți-mi. Da. În tur am câștigat 2-1. Da. În retur am mers la Bacău. Au fost problemele înainte, n-au lăsat cameramanii, nu și paii noștri de la Constanța nu i-a lăsat pe teren decât la încălzire. Restul în tribună, le-a luat camerele, le-a pus deoparte. Cei de la TVR am văzut că au urcat pe un bloc și au reușit să transmită câte ceva pe acolo după. Da. A fost un meci destul de ciudat pentru că a fost un arbitraj de... Știu că a intrat un copil de pe margine. A lovit mingea... Nu, atacantul nostru de atunci, Cristi Negru, așa. A scăpat singur portarul da. Și jucătorii de rezervă au intrat în teren. Au intrat până la 6 metri. Wow. Și tot se făceau la el. Wow. Și arbitru? A fluierat, a dat 6 metri. Incredibil. Nu avem nicio treabă. Da, și țin minte că i-a împins. A fost 2-0 la pauză. Și chiar țin minte că atunci, înainte de meciul acela, erau niște zvonuri că niște jucători de la noi nu și-ar apăra corect șansele. Așa. Și se spuneau numerele după tricou, 3-5. Erai și tu? Nu. Înainte de meci. Așa. Era portarul, a zis da. Un număr acolo și încă două numere, nu le mai țin minte cine așa. Erau. Nu, la pauză. Dar cine a pronunțat numerele astea? Cei de la Bacău sau cine? Nu mai știu. Ei. Da. Eu țin minte că Grigoraș la pauză era 2-0 pentru ei. Da. Mi-a zis mie și un coleg, Chirea, da? Adică, voi parcă nu, adică ne-a dat de înțeles că n-am fi ok așa. Meciul ăla. Și eu cu Grigoraș am stat în cameră, am fost colegi. El era antrenor de atunci, de perioada aia. Și am zis, Grig, pentru ce mă nu îmi zici mie că nu sunt ok? Că plâng în teren, că nu mai pot de nervi, uite ce ne face ăla. Nu vezi că nu poți? Păi nu, că ai luat galben. Păi de nervi tot iei galben. Da. N-ai cum, plângi, tot trebuie să-l jignești la un moment dat. Nu l-am jignit în față. Da, dar să, de afară. Să scoți nervii aia din tine. Păi la o tușă era vecinul meu de cartier, domnul Cornel Fecioru. Așa. Și mai aveam glume cu el, mai ne vedeam în cartier. Nea Cornele, hai mă tată, mergi mata, e minge afară, nu ridici steagul. Așa. Joacă Marcele, n-a ieșit. Păi cum? Zic, Cornel s-a julit de gar mingea. Da. Cum n-a ieșit? Nu vezi că nu iese atât, iese cu... Da. Joacă Marcele, joacă... Păi ce? Cum să nu, să nu fii nervos când vezi că e totul pe față? Și meciul acela, nu știu de ce, eu toate meciurile în campionatul ăla, la faze X, se urca mâncarea. Da. Chiar meciul ăsta se accidentase Liberou, cum se juca atunci. N-a făcut schimbări, m-a băgat pe mine din mijlocaș, m-a băgat Libero, primul meu meci. Da. Libero. Da. Și capitan. Da. Atunci. Și am jucat Libero, nu ce problemă, ce meci decisiv. Da. Și mi-a zis, nu urci în careu meciul. Bine. Și eram eu 84-2-0 pentru Bacău. Să nu urci în careu, ți da. Să nu urc în careu. Grigoraș a zis să nu urci în careu. Da, la fază fixă, zis, nu urci. Păi zic că am urcat tot campionatul acum numai ori. Și la pauză zici că sunt așa. Da? Și m-am minutul 84 la ce să mai apără 2-0? Eram deja out. Da. Ei erau rămâneau Liga 1. Și mă duc în careu. Mă rugam tot meciul ăla, m-am rugat la Dumnezeu. Doamne ajută-ne, Doamne, nu se poate să ne dea așa japcă ăștia. Să... Da. Și mă duc în careu, execută Zadea o lovitură din lateral. Nu știu cum ajunge mingea la mine, în colțul la 6 metri și pe dreptul. Da. Eu stânga și da. Când cât a făcut mingea aia, câteva secunde până la mine, mi s-a părut că au trecut 10 minute. Mi-am văzut tot filmul, zic, cum dau acolo, dau plasa laterală. Da. Am luat-o pe drept, am dat plasa laterală, 2-1.
Am fugit direct la galerie, că am venit foarte mult de la Constanța. Așa. Am văzut toată banca de rezerve, că fugea după mine. Așa. Și eu fugeam și ziceam, nu mai sunt dubios, nu mai sunt dubios. Tu asta strigai. Da. Nu mai sunt dubios. Asta nu se, n-avea cum se vadă pe cameră, deci tu strigai, nu mai sunt dubios. Le strigam. Așa. Că ei toți fugeau după da, mine. Da, da, da. Ok, s-a terminat 2-1 și ne-am dus la prelungiri, 11 metri. Și vine cu lista la 11 metri. Da. Marcele bate al treilea. Păi nu sunt dubios. Așa, e zis, sunt... le grigărești. Da. Da. Păi nu sunt dubios. Așa. Carmola ce era acolo, nu e problemă, mă duc și bat. Chiar dacă eu nu eram un executant de 11 metri, m-am dus, am dat gol, a câștigat echipa, a venit domnul Bosânceanu după mei să ne felicite. Și mi-a zis că-i câștigat dreptul încă un an contract.